care o să am un pic moții. Cum a spus și domnul profesor Miron Bogdan, nu e ușor să vorbești despre Părintele Nicolae, sunt foarte multe de suflet despre dânsul, că a fost un apostol al familiei și al căsătoriei, că acest lucru s-a simțit în viața noastră, a mea și a Ioanei și a tuturor fiilor secovnicești, generația asta mai tânără a noastră, așa, peste 50 de ani acum. Aș vrea să mai spun că, datorită dânsului, că lângă diploma de medic, o am și pe cea de teolog, dar am altceva aș vrea să povestesc. În seara asta aș vrea să spun o poveste cu suspans despre și cu Părintele Nicolae și anume să vă povestesc cum a fost primit de Dumnezeu în rană. Sigur, probabil o să spuneți cei cu tine spui povești, dar o să spun povești și o să mă întrebați de unde și poveștirea asta. Și să vă zic, de la Părintele Nicolae. Cum adică de la Părintele Nicolae? Așa cum tot domnul profesor Miron a amintit, Părintele a trecut la un moment dat într-o cumpără importantă a vieții sale, acel accident de care știm cu toții, probabil și povestea o știți mulți, dar cred că merită reamintită. Imediat când am fost să văd de Părintele la spital, primul lucru pe care l-a zis a fost, frate, frate, am văzut lumina. Și mi-a povestit cum a văzut lumina, pe care ne dăjduiesc să o vedem și noi cu toții când vom ajunge în acele momente. Părintele trecuse dincolo, a văzut tunelul luminos și îngeri în fața dânsului cântând cântările învierii din moarte la viață și de pe pământ la cer. Deci Părintele de atunci i se pregătise acest loc în rai. Doamna Rodica l-a întors pentru mult timp ca să ne dărească de Părintele toți acești ani minunați. Eu nu mă pricep la timp, doamna Rodica poate să ne spună câți au fost ani aceștia de când s-a întors și până a trecut definitiv la Domnul. Deci din 97 și până acum, 21 de ani. Faceți o operație în 21 de ani. Părintele era pregătit să plece de acum 21 de ani. Eu consider că a fost darul lui Dumnezeu pentru noi toți acești 21 de ani, pentru care să-i mulțumim Domnului și să ne rugăm ca Părintele să-și fi împlinit călătoria de data aceasta fără întoarcere, dar către care mergem noi. Dumnezeu să ne împărtească pe toți. Mulțumim! Și acum,